Spuneam să mai închid, întrerup din când în când, pentru ca să nu depășesc 15 minute, nu m-am uitat la 6 acum și mi-ar a fost teamă să nu se întâmple treaba asta. Spuneam că eu sunt și frământat de făcutul lecțiilor, chiar și astăzi am să mai fac, pentru că m-a sunat un... E superb afară, nu-mi vine să mă intru în vagon, vreau să filmez numai ce este acum. Ninge și este un spectacol de o frumusețe rară. Pădurea este foarte aproape, deci am aici o zonă meliferă grozavă. Am păduri de salcâm, ditei, floarea soarelui cultivă fermierul, rapița în primăvară. Sunt într-o poziție minunată. Și de cam departe de Bacău, la 25 de km, 30 de km, deci este un drum de destul de lung, însă, în final, știți, nu le puteam avea pe toate. Așadar, ce vreau să vă arăt acum? Vreau să vă arăt cum s-a comportat la prima parte a iernii acum, când au fost niște geruri destul de pronunțate, minus 15, minus 18 grade, au fost câteva zile, să vedem cum s-a comportat familia. De aceea am să fac următorul lucru. Nu fac decât să ridic un pic partea asta a foliei și să studiem un pic câteva familii. Să vedeți exact cum stau lucrurile, nu, după perioada aceasta de iarnă. Deci eu nu fac altceva decât acum ridic. Deci eu filmez tot cu o singură mână. Da, e greu. Dar trebuie să mă înțelegeți, tot fost mai plăcut acasă, rezistează toată povestea asta care e acum. Dragilor, ar din răbdare să vă pot arăta exact cum s-a comportat o familie. Am să o iau pe asta de jos, de la bază, chiar cea de lângă ușa de intrare, și să vedem exact cum s-a comportat. Cum am pregătit eu cuibul acesta. Deci, iată să-l vedem. Din motive de acestea, văd că este un pic de apă deasupra, plouat, și iată, cu ocazia asta, mai bate. Am niște probleme, nu știu pe unde mi-apare un pic de apă, dar important este că folia aceasta m-a protejat. Deci folia a fost cea care mi-a protejat să nu ajungă apa în stup. Și acum, dragilor, trebuie să vă zic că următoarea etapă, următoarea lucrare care o fac de urgență, este asta. Să pun o diafragmă aici, deci voi pune o diafragmă care vine, să spunem, locul, ia să fac eu un pic așa, deși nu-i prea indicat, sper să nu deranjez familia. Da, ia uitați, o stă foarte bine, nu-i niciun pic de deranj, deci familia stă bine. Cuibul s-a strâns în partea unui cald. De ce am făcut? Am pus această folie aici, această diafragmă din polistiren, și cuibul a venit foarte bine aici, căldura aici s-a strâns așa cuibul. Acum când o să pun diafragma aici, să vin cu altă familie în partea asta, voi da posibilitatea ca ele să se încălzească și stânga și în dreapta și să vină aici concentrat cuibul. Ei, să vedeți dumneavoastră ce am eu în cap acum. De ce treaba asta? De ce fac chestia asta? Am un vagon pe care nu l-am etanșat foarte bine, am pus numai partea asta de folie în exterior, dar asta numai din exterior nu e suficientă dacă nu pui și pe partea din pe peretele vagonului. De ce? Pentru că sus deasupra să le poți închide, altfel e o formalitate. Și dragilor, ce voi face ca să vă explic ce înseamnă performanța cu acest model de stup? Vedeți, prin luna februarie, așa când începe
La începutul februarie, așa, când începe activitatea mății, voi proceda în felul următor. Voi veni aici, în locul acestea, ușor o dau, sper să nu deranjez. Ia uitați, a venit cuibul foarte bine, vine la căldură. Și aici, în locul ei, voi veni cu rama asta pe care o descăpăcesc, stânga și dreapta, și o să o pun la ambele. Aici e fain de tot. Deci, voi pune o diafragmă pe lângă cuib, uitați așa, voi fi o diafragmă, și în dreptul atâta ochiului de aici, cât și... mă și înțepat. În dreptul ochiului ăsta, cât și în dreptul celuilalt ochi, a celelalte familii, voi pune o sită. Voi pune o sită în partea de sus, practica diafragmei, încât albina care vine va veni și va sta cu nasul în miere. Mierea va sta dincoace de diafragmă, în rama căpăcită. Și astfel, eu voi începe să hrănesc ambele familii. Deci asta este teribil de interesant. Asta e facilitatea imensă acestei idei. Și voi hrăni ambele familii, și stânga și dreapta. Ei, vă dați seama că fără să deranjez familia, fără să pun deasupra turta, fără nu știu ce, nu știu cum, aici la nasul ei, lateral, ea va trage de pe rama pe care o pun eu descăpăcită și în felul ăsta voi avea o șansă imensă să pot face hrănirea fără deranj. Fără deranj. Stimularea aceea cu miere căpăcită, numai cu miere căpăcită, haideți să pun la loc diafragma, punem diafragma și asta de polistiren care a asigurat căldura. Iată, albinuții încep să miște. Sigur că le-am deranjat acum, dar am făcut-o pentru voi. Asta am făcut tot timpul. M-am frământat după telefoanele care le primesc, după toate chestiile astea. Mi-am dat seama că este un interes imens și facilitățile acestui model trebuiesc bine descoperite, încât și iarna este nemaipomenit să vă dați seama că pot ierna două familii. Și iernat-o pe două familii, cuibul vine aici, vine la rama asta, vine aici în spate, ați văzut, s-a încălzit, a venit așa, pentru că sunt fantele acelea și el vine aproape de, așa, se închide foarte bine. Iar hrănirea este iarăși esențială ca să pornească familii de timpuriu. Ce să vă spun, nu închid acum, dar prin folie, haideți să privim împreună. Deci, vă dați seama că l-am deschis prima dată. Dumneavoastră ați înțeles asta, pentru că puteam să șterg și eu apa asta, dar n-am mai șters-o când, câtă vreme am făcut testul ăsta la început. Deci, acum ați înțeles bine ce se întâmplă cu chestia asta. Am să închid așa și voi discut încă la o familie, după care urmează să merg să vă arăt celelalte vagoane unde n-am făcut etanșietatea și tare mimic acolo lucrurile sunt un pic complicate, că după gerul acela e posibil să fie apărut și în partea aceea pe lângă cuib să fie înghețat, nu știu de ce miros eu așa treaba asta, pentru că n-am avut barajul ăsta termic exterior. Și al doilea baraj este ăsta pe care îl fac cu diafragma și cu ramele strânse cuibul cât se poate de tare. Iar la și asta cu facilitățile astea imense pentru a nu deranja. Deci când eu mă voi apuca de hrănirea cu miere, deși repet, numai cu miere, cu rame căpăcite pe care, de care desfac câte un pic așa, iar în primăvară martie, când lucrurile așa vor să fie evoluat foarte bine și albina s-a desfăcut încât pot să pun hrănitorul, dragilor, trebuie să vă spun că hrănitorul îl pun să se adreseze a ambilor familii. Pentru că și din stânga și din dreapta voi pune sita așa încât să treacă numai albina, fără să treacă mărcile. Și îl sorbim să o hrăni, așa să aproape se uniformizează mirosul. Sigur că se uniformizează, mărcile surprează în capul lor. Și când s-au umplut ambele racle, cea mai bună matcă o voi lăsa, iar pe cealaltă mai slăbuță o iau. Iau numai rama. O ramă cu matca, sau două rame cel mult cu matca, pun încă două rame acolo și astfel familia aceasta, stupul acesta la începutul april va fi cât se poate de puternic, pe 7-80 rame de puiet. Vă dați seama că acesta se duce foarte, foarte bine. Așadar, nu îmi permit să mai aduc vagoane goale după mine sau stup goi după noi și să ce faci că cărăm chestia.